Dacă am vicii. Da, cred că am vicii. Sper că sunt minore. Poate că sunt vicii mai mult în ochii mei decât în ochii altcuiva. Nu sunt suficient de disciplinată. Dorm prea puțin. Îmi pierd timpul câteodată când am treabă importantă de făcut. Mă ocup de toate decât de lucrul important. Extravaganțe, da, îmi permit, dar sunt extravaganțe de timp. Îmi fac timp pentru prieteni. Am extravaganțe materiale în domeniul de muzică, de concerte, de cărți. Deci sunt un consumator de nesfârșit de cărți. Pantofi, am o pasiune pentru pantofi. Accesorii. Extravagant, nu știu dacă sunt așa de mult. Într-o limită și foarte des extravagantă pentru lucruri care pot să le fac împreună cu alții. Mă entuziasmează o zi cu soare, mă entuziasmează prietenii mei, mă entuziasmează tineretul de azi, mă entuziasmează o pereche de pantofi noi, mă entuziasmează să mă aducă cineva flori, mă entuziasmează un concert. Sunt foarte ușor de entuziasmat. Mi-ar fi teamă că nu am făcut ceva cât de bine s-ar putea. Aș fi îngrozită să fiu vreodată pretențioasă. Aș fi foarte tristă să dezamăgesc cineva. Apreciez, poate, dacă mă pun în pielea altcuiva, cred că aș aprecia rigoarea mea, cred că aș aprecia prietenia mea, cred că aș aprecia umorul meu. Poate dacă mă uit extern către mine, la asta m-aș uita. Am regrete că unele nu le-am știut și poate luam o decizie mai bună dacă știam unele fapte care nu le aveam. Am regrete pentru lucruri care nu le-am făcut, dar sper să le mai fac. Aș avea regrete dacă vreodată am lipsit de înțelepciune. Regrete, mi se pare că e o pierdere de timp. Este lipsa de cinste, este falsitatea, este de a vorbi de rău despre lucruri care nu știm deloc, de a tranzita informații greșite și mici detalii de nepoliteță sunt de neiertat, fiindcă sunt evitabile. Consider că e important în viață. N-aș putea să alege un lucru. Mi se pare că e o cumulare de educație, caritate, umor, învățământ, expunere, dar cel mai important este cum pui în folos acest capital care îl înveți de-a lungul timpului. Eu nu cred că deodată pică o lumină sau că viața îți dă deodată o posibilitate de a fi un mare erou sau să-ți demonstreze deodată care este sensul vieții tale. Eu cred că viața trebuie trăită în fiecare zi și, de fapt, iarăși, este o acumulare. Nu poți să te porți frumos azi și prost mâine. Eu cred că obligația este să o trăiești zi de zi cât de bine știi și să rămâi receptiv ca să ameliorezi felul în care îți trăiești viața. Dar eu trebuie să cred că este un sens al vieții și sper că după ce s-a terminat viața mea,
să spună cineva că a fost onorabilă și că am făcut un bun undeva. Dar asta n-ai cum să știi. Asta o să fie după ce trecem noi. Eu mă bucur și cred că trebuie să înveți să scoți din viață în fiecare zi mici bucurii și satisfacții. Și eu cred că sensul vieții este să înveți, de fapt. Și cu atât înveți mai mult, cu atât poate se clarifică sensul vieții.